de trai este una dintre principalele probleme cu care se confruntă românii, potrivit sondajului IRES. 47% dintre aceștia nu prea sunt mulțumiți de condițiile de viață, în timp ce 31% spun că sunt destul de mulțumiți, iar procentul celor foarte mulțumiți de nivelul de trai este doar 3%. Principala problemă cu care s-au confruntat românii anul acesta a fost lipsa locurilor de muncă. 25% dintre români sunt îngrijorați din acest motiv. În topul grijilor mai sunt criza politică și problemele de sănătate, ambele cu câte 15%. Cu toate acestea, peste jumătate dintre cei chestionați consideră că țara se îndreaptă într-o direcție bună. Românii au cea mai mare încredere în pompieri, în procent de 90%. Și smurdul a câștigat încrederea românilor, 88% dintre respondenți au multă sau foarte multă încredere în această instituție. Biserica este creditată cu multă sau foarte multă încredere de către 66% dintre subiecți. De același procent se bucură și Direcția Națională Anticorupție. Mergem acum spre coada topului. Primăriile nu stau prea bine la capitolul încredere în rândul românilor. 59% dintre respondenți au puțină sau foarte puțină încredere, în timp ce 40% spun că au multă sau foarte multă încredere în autoritatea locală. Sistemul de sănătate a pierdut și el încrederea românilor în 2014. Doar 32% spun că au multă sau foarte multă încredere în sistem. FMI nu a câștigat încrederea românilor decât în procent de 30%. Ultimele locuri în topul încrederii sunt ocupate de sindicate, parlament, ONG-uri și partide politice. Cercetarea a fost realizată în perioada 18-19 decembrie pe un eșantion de 1147 de subiecți cu vârsta peste 18 ani. Eroarea maximă tolerată este de plus minus 2,9%.